S-au scurs momente de panică astăzi pe raza localității zeicești din județul Botoșani, după ce un autoturism a luat foc. Mașina în care se aflau două femei de 65, respectiv 40 de ani, a ajuns într-un șanț și la scurt timp a fost cuprinsă de flăcări. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că autoturismul ardea în totalitate, iar cele două persoane erau ieșite din autovehicul. Acestea au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital. Cazul a rămas în atenția poliției pentru cercetări. Incidentul s-a produs astăzi dimineață pe raza localității Zăicești. Apelul la 112 a venit la scurt timp după accident, când un autoturism care a a ajuns într-un șanț, a fost cuprins de flăcări. Cazul a fost preluat de polițiștii care fac cercetări pentru a afla toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.